Oana Roman a răbufnit după 10 ani de relație cu Marius Elisei. Vineri, 13 ianuarie, s-a împlinit un deceniu din momentul în care cei doi parteneri s-au cunoscut. Fica lui Petre Roman nu a mai rezistat presiunilor și a decis să spună adevărul despre legătura sa amoroasă. Ce a anunțat vedeta cu referire la viața sa romantică? Partenerii au fost căsătoriți, despărțindu-se și împăcându-se de nenumărate ori, de-a lungul timpului. Totul până în 2021, când bărbatul a decis să meargă până la capăt și să dea divorț de fica lui Petre Roman. Chiar și așa, perioada în care Oana Roman și Marius Elisei au stat separat nu a fost un an de lungată. La câteva luni de la divorț, cei doi parteneri au decis să-și ofere o nouă șansă. Vedeta și-ar fi dorit să se recăsătorească cu iubitul său, însă, până la urmă, cuplul a decis să amâne evenimentul, care ar fi trebuit să aibă loc în anul 2022. În ultima perioadă de timp, mesajele pe care Oana Roman le transmite lasă loc de multe interpretări privind evoluția relației cu Marius Elisei. Recent, cu ocazia împlinirii unui deceniu de la momentul în care și-a cunoscut iubitul, Vedeta a răbufnit și a anunțat că își propune să povestească partea sa de adevăr. Azi, 10 ani. Prea mult și prea desprivim în direcții diferite, ți-aș spune ceva despre noi, despre zăpada de afară, despre dragostea mea, ți-aș spune ceva, orice, numai să nu crească iar tăcerii între noi, ți-aș spune ceva, ce ai știut sau ce știu, dar a început să crească iar tăcerii între noi. Și s-au rătăcit sunetele din cuvântul târziu. A notat Oana Roman în dreptul unei fotografii în care apare alături de partenerul său, Marius Elisei.